Hai, Cătă. Adevărata în viață. Mamă, Cătălino, m-ai distrus. Dați voi acum. În prima zi de Paște au fost clipe de bucurie în adăpostul temporar pentru femei al Direcției Generale de Asistență Socială din București. Cele mai multe sunt persoane singure. Chiar și așa, de sărbătoare s-au pregătit cum se cuvine. Au vopsit ouă roșii, au copt cozonaci și au adus lumină de la biserică în noaptea de înviere. Noi așa suntem, ca o familie. Noi le spunem mămică, bunică. Acasă cred că nu avem ce avem aici. Este foarte important să avem pe cineva care ne ajută și ne sprijină. Ia să ne îmbrățișăm, Cornelia, dacă poți. Să fii bine, să dea Dumnezeu să... Paște bine. Le-au fost alături asistenții sociali care le-au adus cadouri. A contat mai mult gândul că aduc bucurie unor oameni greu încercați de viață decât faptul că nu pot rămâne cu familiile lor de Paște. Sentimentele sunt amestecate. Predomină sentimentul de bucurie. Bucurie pentru faptul că, fiind sărbătoare, poți să dai o bucățică din sufletul tău unor persoane care au foarte multă nevoie de afecțiune, de iubire, au nevoie de daruri. Persoanele care au apelat la serviciile Centrului de Asistență Socială beneficiază de adăpost și hrană, servicii de consiliere, dar și sprijin pentru reintegrare socială. Cel puțin în ultima perioadă am reușit să le scoatem undeva la 15 buletine. Sunt persoane care nu au de ani de zile un buletin valabil. Până acum am avut aproximativ 200 de beneficiare unice. Mare parte dintre ele s-au reintegrat. Au reușit să-și găsească un loc de muncă. În zi de sărbătoare, doamnele din centrul social au vrut să transmită un mesaj. În momentele cele mai grele, așa cum el a înviat, așa și noi trebuie să fim optimiști și trebuie să nu ne lăsăm pradă durerii și să gândim pozitiv. Adevărat a înviat. M-a spart? Da. Paștele este o zi sfântă și rămâne o sărbătoare indiferent de situația în care ne aflăm. Bucuria vine din lucruri mărunte, iar liniștea din iertare. Pentru știrile TVR, Cătălin Deacu și Maria Înghiță.